Soția lui Cabral a făcut un anunț de ultimă oră despre îndrăgitul prezentator după ce a anunțat că se retrage temporar din televiziune la sfârșitul anului trecut. Astfel, Cabral se bucură în prezent de timpul petrecut în familie. Cu toate acestea, conform informațiilor furnizate de soția sa, acesta nu a fost pasiv în acest timp. Nu a stat locului în tot acest timp. Să nu credeți că a stat. S-a dedicat altor proiecte personale și s-a ocupat de noi, de casa noastră, de toate lucrurile pe care le-am avut de făcut. De exemplu, acum l-am lăsat să elibereze toată casa, grădina, o mulțime de chestii administrative pe care nu ai timp să le faci când ești pe platourile de filmare de dimineața până seara. Cabral va reveni cu vești și pe partea aceasta, a declarat Ibaca. i a mai spus că a început un alt proiect de televiziune și că își așteaptă telespectatorii cu subiecte foarte interesante. Potrivit informațiilor furnizate de Andreea Ibaca, munca cu copiii este împărțită.